Emoții, zâmbete, dar și lacrimi. Toate acestea au fost prezente la festivitatea de absolvire de la Gimnaziul Florea Bogdan, joi 11 iunie. Îmbrăcați festiv, cu panglici în piept și bucurie în suflet, copiii au fost premiați pentru rezultatele deosebite obținute în cei 8 ani de gimnaziu și au marcat astfel finalul acestora. O noutate în acest an a fost acordarea de medalii ocupanților locului întâi. Elevii au pregătit momente artistice și discursuri. Părinții au fost prezenți pentru a se bucura și ei de această zi unică. Profesorii le-au oferit sfaturi viitorilor liceni și multe premii speciale pentru activitățile extrașcolare. A fost așadar o zi plină de emoții, bucurie, nostalgie și speranță pentru viitor. Un prilej de bucurie, de emoție, de speranță, bineînțeles, emoții până la lacrimi. Pentru prima dată în acest an inaugurăm, zic eu, ceva care va deveni tradiție. Ocupanții locului întâi vor primi și o medalie. Ziceam eu la un moment dat zâmbete, fericire, minte și un card de noroc. O zi plină de emoții și pentru diriginți, pentru toți profesorii, pentru copii. S-a plâns, s-a râs și așteptăm cu nerăbdare ceea ce urmează. Ei destul de veseli. Intrați în vacanță cu gânduri de despărțire. Succes și aveți grijă pe mai departe. Ai avut emoții? Da, foarte mari. Ți s-a părut festivitatea? A fost bună, a fost frumos. Ce premiu ai obținut? Am obținut o mențiune. Planuri de viitor la ce liceu? La Lucian Blaga, profilul filologie engleză. Păi cu mare drag am așteptat, e ceva important pentru mine astăzi. Și sper să ne vedem cu bine, așa, o întâlnire cu profesorii și... Cum au fost anii de gimnaziu? Anii de gimnaziu au fost foarte buni, mi-au plăcut și le urez mult succes mai departe profesorilor să poată să conducă această școală. Foarte bine. Ai așteptat acest moment? Da. Emoții? Puțin, la început. Anii de gimnaziu cum au fost? Cei mai frumoși de până acum. La liceu unde vrei să mergi? La Colegiul Național Unirea din Târgu Mureș. Foarte bine. Ai așteptat acest moment? Da, foarte mult. Cum au fost anii de gimnaziu? Bine, emoționanți, greu, cu testele. Ce premiu ai obținut? Mențiune. La liceu unde dorești să mergi? La științe sociale. La liceu 2. Am simțit bine. Emoții? Da, am avut. La început, dar mi-a trecut. Cum te-ai înțeles cu colegii în acești ani? Foarte bine, am avut mici divergențe, dar ne-am descurcat. Ce premiu ai obținut? În locul 3. La liceu? Mă duc la liceul 2, la Lucian Blaga. La ce profil? Biochimie, științele naturii. Foarte bine. V-ați pregătit mult pentru festivitate? Da, destul de mult, pentru puțin timp. Ultimele zile cum au fost? Au fost foarte distractive, ne-am înțeles foarte bine cu colegii ca în toți acești 4 ani de, din clasa 5-a până la 8-a și... Îți va fi dor de ei? Foarte mult. Deci în acești 8 ani am ajuns să ne legăm între noi. Care vor dura probabil o viață întreagă. Da, da. La liceu unde vrei să mergi? La liceu, cred că la liceul Lucian Blaga. La ce profil? M-am gândit la matematică informatică. Foarte emoționată, dar a fost bine. Ultimele zile de școală cum au fost? Emoție completă, dar a fost ok. Amintiri din anii de gimnaziu cu siguranță sunt multe. Da, foarte multe. Cu colegii cum te-ai înțeles? Foarte bine. Profesorii? Foarte bine, n-am avut nicio problemă. Ce premiu ai obținut? Am luat mențiune. La liceu unde vrei să mergi? La liceu 1. La biochimie. Cu nostalgie, mai ales că a fost în grija noastră, a bunicilor, din a 5-a până în clasa 8. Dar o așteaptă un viitor strălucit cu siguranță. Sperăm. Sperăm, îi urăm din tot sufletul, toți din familie. Cred că va fi. Cred că va avea un viitor frumos pentru că este conștiincioasă, este cu minte. Și va reuși, sigur. Au fost emoții. Ați așteptat această zi? Păi, mi se pare corect că am așteptat-o. O termina fiică-mea clasa 8-a, normal. Sunteți mândru de ea, cu siguranță? 100% că da.
viitor ce planuri are? Nu știu, e decizia ei. Și aveți încredere în ea? 100%. Da, emoții mari, da. Cum au fost anii aceștia de gimnaziu, cu emoții și pentru dumneavoastră? Da, și frumos în același timp. Dar sunteți mândră? Da, sunt foarte mândră de fetiță, da. Planuri de viitor, aveți încredere în ele? Da, pentru că e o fetiță hotărâtă, știe ce vrea.